ocupăm locurile pentru câteva minute. Mulțumesc Bunului Dumnezeu că mi-a alungat sentimentul pe care l-am avut înaintea, înainte de începerea bisericii, un sentiment pe care numai în bisericile din Oltenia îl întâlnesc. Când m-am uitat în spate și am văzut un număr puțin, m-a luat așa o durere. Și în rugăciune am spus, Doamne, Adu toți copiii tăi la casa ta să nu piardă niciuna din bunătățile care le-ai pregătit în seara asta. Și slavă lui Dumnezeu că a ascultat și ascultă și cred că vor mai veni în seara asta în casa Domnului. Apocalipsa, capitolul 12, versetul 10 și 11. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru, și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că părâșul fraților care zi și noapte îi părea înaintea Dumnezeului nostru a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin. Dragii mei, cred că fiecare dintre dumneavoastră, prin faptul că ați ales să fiți în casa lui Dumnezeu, îl iubiți pe Domnul nu știu măsura, dar cred cu certitudine că îl iubiți pe Domnul. Că altfel nu veneați aici. Altfel preferați ca și alții care nu îl iubesc pe Domnul să fie în alte părți. Domnul Iisus să ne binecuvinteze pe toți. Odată ce am ales să-L iubim pe Domnul, diavolul ne-a devenit dușman. Odată ce am făcut acea frumoasă mărturisire în apa botezului, el a devenit primul nostru dușman și caută cu orice preț și cu, cu tot ce-i stă în putință să ne devieze și să ne distragă sau să ne delimiteze iubirea față de Iisus Hristos. Și în fiecare zi, cu fiecare pas al nostru pe care noi îl sclintim sau fiecare greșeală care o facem, el merge înaintea lui Dumnezeu și spune Ai văzut pe X? Ai văzut pe Y? Nu este demn de copil al tău. Nu este demn și continuă și continuă pâra la adresa lui Dumnezeu, la adresa noastră către Dumnezeu. În seara aceasta vreau să facem o rugăciune de mulțumire și să-L binecuvântăm pe Domnul pentru că L-am biruit datorită jertfei din calvar. Și orice pâră nu mai are efect atâta timp cât noi îl iubim pe Iisus Hristos. Atâta timp cât noi ne străduim în fiecare zi să-i fim pe plac. Atâta timp cât noi ne străduim în fiecare clipa a vieții noastre să nu îl supărăm cu nimic. Dragul meu frate și soră, sângele lui Hristos care ți-a șters orice păcat a fost cel mai mare preț din lumea aceasta pentru mine și pentru Dumnezeu. Și niciun preț nu-l putea achita păcatul meu. Nici o jerfă și nicio plată nu putea achita vina noastră decât jerfa mielului din calvar. Și am mai citit ceva frumos, prin mărturisirea lor. Și m-am uitat că încă de la început, Cuvântul care s-a citit și în încântările care le-am citit, s-a folosit această expresie, mărturisirea creștinului. Iisus, te ador, ești viața mea. Iisus Hristos este Domnul în viața noastră. Aceasta este frumoasa mărturisire pe care noi am adresat-o și o adresăm în fiecare clip a vieții noastre. Dragul meu frate și soră, în seara aceasta, suntem invitați, suntem uh, uh, datori în primul rând, recunoscători trebuie să fim Domnului Iisus, pentru că am biruit pe satana. Am biruit pe satana prin Isus Hristos. Singurul intermediar, niciun om, niciun preot, niciun uh, înțelept, niciun arhitect, nici o clasă de oameni nu poate interveni între om și Dumnezeu, decât Isus Hristos Domnul. El este, El va fi și va rămâne iubitul nostru până la sfârșitul vieții. Și am citit așa, să încheiat versetul, nu și-au iubit viața până la sfârșit. O, Doamne, ajută-ne să nu ne iubim viața aceasta și să o iubim pe aceea care ne-a pregătit totul acolo. Fraților, satana are o menire foarte mult ca să aducă în viața noastră lucruri pe care să-l iubim. Lucruri de care să nu ne putem descotorosi. Lucruri în care să ne aducă plăcere și împlinire. Și de multe ori aduce și creează o dependență de ele. De multe ori ajungem să spunem, nu mă mai pot lăsa de cu tare și cu tare lucru. Îmi place atât de mult acel lucru. De ce? Pentru că el este un înlocuitor al iubirii de Isus. În seara asta, dragul meu frate și soră, musafir al casei lui Dumnezeu, gândește-te bine, dacă ai un viciu, dacă ai o legătură a satanei, dacă ai orice ținere care te leagă și te, departe, te desparte de iubirea lui Hristos, în numele Lui, prin sângele vărsat la calvar, îl poți birui. Așa am citit. Ei l-au biruit prin jertfa măreață de la calvar. În seara aceasta, vă invit să ne rugăm și să mulțumim Domnului pentru această mare onoare care ne-a făcut și nouă parte de biruința aceasta în Iisus Hristos Domnul. Prin El biruim. Intrăm în rugăciune de mulțumire înaintea Domnului.